Fermierii mici au la dispoziție varianta finală a ghidului pentru obținerea unei finanțări nerambursabile de 15.000 de euro prin PNDR 2020. Micii fermieri pot primi prin intermediul sumăsurii 6.3, sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, finanțare nerambursabilă în procent de 100% în valoare de 15.000 de euro. Această sumă de bani se acordă în două tranșe: 75% din cuantumul sprijinului la prima decizie de finanțare, și 25% din cuantumul sprijinului în momentul în care finalizează obiectivele propuse printr-un plan de afaceri. Cheltuielile propuse prin planul de afaceri, inclusiv capitalul de lucru, achiziția de teren sau material biologic, efectuarea de studii, precum cel pentru sectorul pomicol sau cel privind potențialul agricol, precum și activitățile relevante pentru implementarea corectă a planului de afaceri aprobat, pot fi eligibile atâta timp cât susțin obiectivele propuse pentru dezvoltarea fermei. Plățile făcute de afir în conturile micilor fermieri până în acest moment au depășit 154 de milioane de euro.